cafea. Ce fac eu aici? Îmi curăși pește. Cum se numește peștele? Cum se numește peștele? Somon. Nu. Da. Crap. Da. Bun. Așa se ține. Mulțumesc. Încă țesară, Sandy. Facem puțină mizerie. Instrumentul special pentru asta. Este asta, care are zimțe aici pe margine, nu? Da. Se văd zimțe? Da. Le ține de urechi și se dă tare și pe tare. Tare! Forță! Încă dată. Scoatem branchile. Cea mai zonă fi să tăiem aici. Nu? Da. Tăiem aici ca să putem tăia branchile. Da? Da. E mai ușor de ei. Aveți grijă că înțeapă. Dați-le. Aruncă. Recycle bin. Ce vrei să arăți? Deci aici e curat, da? Da. O să spălăm. Îmi tacem și pe partea asta la fel. Tăiem. Ca să putem să introducem mâna. Nu așa să fie de mâna puțin de la mâna afară. Haide-ne. Ok. Aruncăm. Și e curățat. Da? Acum. Uite-te mai așa ca să pot să fac aici. Să ținem de urechi. Așa că trebuie să așa. Deci așa se prepară peștele crab. Acesta are 2 kg. Ajunge pentru 4 persoane. O să pregătim un mâșdei de ustură, o cremă de mâșdei, nu? Da, care se va potrivi cu acest crab. Așa, și cu o? Cu o mămăliguță. Bravo! Mămăliguța este preparată din mălai grișat, oricare în fel, dar mai mult burgăresc. Sau de casă. Sau de casă. Mai mai bun de casă. Și mai faci jos. Tot. Și puțin apă. Da. Mai avem puțin. Mai avem puțin și decojim acest crab. După care
scoatem. Pe care îi scoatem măruntaiele, intestinele și măruntaiele. Așa. Și prăjim. Aproape, acum curățăm. Îl punem aici, curățăm. Da. Cu mizerie. După care îl spălăm. Aveți grijă că se înfundă foarte repede. Foarte repede. Ce se înfundă? Foarte repede cuveta. La cât și la cât și solizare. Aceți mizerie. Pește. Faceți puțin de mizerie. Ce cum îți place peștele? Prăjit. Dar prin făină sau prin mălai? Mălai. Ia uitați ce solzi mari au. Se vede? Ca și cum ar fi un baruz din acela vechi. Un euro. Da. One euro. One euro. Sau un baruz din ăla turcesc sau inglez. E supărat peștele. Este foarte supărat că nu mai e lumea ca mine. E? E, dar în burta noastră o să fie foarte fericit. Să nu mă atepa acolo. În ce apă trăiește peștele? La apă sărată. Nu. Nu, scuze, și dulce. Unde îl prindem noi pe asta? În Dunăre. Da, și în Dunăre și în? În Delta. Dar eu sunt mai prin muzică la mine? Te rog. Foarte bine brațele, pentru că peștele se împute de la? De la aer. De la? De la... Ce e tot? De la... Ce este tot? Ce e ăsta? Creier. Ăsta? De la cap. Peștele de față. Mărie așa mereu în mâine, că eu mai fac și prăspuri. Da? Nu. Ce
să iei? Asta. O tofacă. Și o fică facă. Leble. Acum cum e fundul dacă pe ăsta te alege? Unde? Făcătorul. Vreau. De ce? Încet, încet. De ce? Ce s-a întâmplat? Că graba strică treaba. Nu, dar ce s-a întâmplat cu chiuveta? S-a înfundat de soli. Că a fost plin de soli. Era zbun curățarea. Deci ăsta este un păcător oarecare. Și punem peștele pe el și îl tocim. De-aia se zice tocător. Tăiam așa. Acum nu mai este niciun sol. Ba da, vine aici. Mai este. E curată, da? Acum este curată. Nu mai mișca așa. Cu mâna dreaptă, știu. Acum îl tăiem. Începem. Începem pe vertical. Aici. Cât și cu foarte, da? E bucătărie. Mami! Da? Rita! Bravo! Nu! Nu-i așa? Acesta nu are etre. E tort de etre. Nu pe mine. Ha! Lumină, știu. Wow! Wow, ce bășică! Bășica! Bășica! Aia își pune el la ea. Nu? E ca un fel de plămâni. Da. Cred că e partea principală. Asta nu prea trebuie să arăți, știi? Oricum se curăță. Se curăță foarte bine de... De ce îl curățăm? Pentru că este... Pentru că este comestibilă doar carne. Dar intestinile nimic. Amar. Conține o pieliță în interior, o pieliță neagră. Care este? Răutoare. Da, dar nu. Cum am zis? Că este? Amar. Că este amar. O, mă cruz. Spală foarte bine. Poate la asta nu-i plus. Tata! După care se mai spală o dată după ce-l tăiem. De ce nu trebuie să conțină pielița aceea de culoare? Neagră. Uitați-o cu mine înăuntru. Da? Gol. Care este? Bun, da? Se taie prima oară? Capul.
conține o cantitate foarte mare de creier care ajută omului. Dar ce are peștele? E așa de bun pentru organism. Una, nu? Nu are calorii. Nu te îngrașă. Te faci pește. Conține fosfor. Conține fosfor. În unele cazuri... În unele cazuri trebuie să vă forțați. La cât de forță are. Cine? Peștele. Mami. Trebuie să aibă forță, nu? Da. Deci așa arată un... fileu de... de crab. Bine, trebuie spălat iar. Bucăți de 5 cm, 4-5 cm. Corect? Depinde de înălțime. Depinde cum le vreți. Și de înălțime. Dacă vreți mai mici, nu e o problemă că faceți mai mult. Dacă vreți mari, doar ce ești bune, faceți câteva, vreo 2-3, 4-5. Al treilea fileu. Al patrulea fileu. Al patrulea fileu. Și? Al cincilea fileu. Deoarece coada nu se pune că este, nu este comestibilă. Dacă o mâncați, trebuie să vă duceți la doctor să o scoate. Dar ce vă blochează, nu poate fi digerat, nu poate digera, nu poate să o digere. Nici astea, nici, da? Și vă blochează intestinul, vă blochează căile intestinelor. La ce ar mai putem să face treaba mare, mică sau... așa. Așa, mâncăm. Le spălăm iar. A treia oară când le spălăm, primul căleu este spălat. Al doilea. Se curățăm bine, le strângem. Al treilea fileu. Le lăsăm la scurs. Al patrulea fileu, al cincelea fileu. Cu cap cu tot. Cu cap cu tot. Bă, o să vă mănânc pe toți. Sau vă mâncați noi, mă mâncați voi pe mine. Mă, mă, mă. Un, doi, trei, patru. Și cinci. Am găsit. Așa se lua. S-a terminat pe fileul. Acum le lăsăm la... Trebuie să fie lumină. Le lăsăm la scurs. Acum le lăsăm la scurs. Crează mult procedeu de curățare. Dacă ai tot ce trebuie, merge mai repede. Nu mai spune niciodată. Le lăsăm la? La scurs. După care se? După care se prăjesc. Eu am filat, eu am pus camera în madur. La revedere! Poftă bună! Și poftă bună!